te întreb de ce sistemul medical e nenorocit, de ce ăia vor să plece din țară, de ce ajungem și ni se spune foarte clar că nu o să fie, domnule, nicio problemă, aducem nepalezi, aducem pakistanezi, aducem de ăștia care să preia din mers sistemul medical din România. Ba, l-am văzut pe Rafila, care ce băgăm pe repede înainte, studenții care trebuia să treacă înainte pe lângă stagiatură, trebuia să stea pe lângă un profesor, pe lângă toate alea. Adică medicina asta nu se transmite în sensul că o înveți din carte și după aia cu cartea în mână sau cu tableta te duci în sala de operații sau te duci să dai consultații. Și nu se învață așa. E, Rafila spunea: domnule, trebuie să facem tot sistemul ca ăștia pe repede înainte cu nu știu ce, în 3 luni, 6. Să profeseze deja. Păi, Bogdane, după ce ți-au plecat, că din țară au plecat vreo 40.000 de doctori, în total. Nu le-a zis Băsescu. Nu le-a zis, mă, Băsescu, că e foarte bine să plece. De când s-au mărit salariile, că le-a mărit ăla, nomina odiosa, Dragnea, de când s-au mărit salariile medicilor, au început să se întoarcă foarte mulți medici. Dar sigur, un număr insuficient. După aia medicii ăștia care ți se întorc de afară, mă, nu se duc medici la țară, că oamenii vin cu niște performanțe profesionale, cu niște specialități în care s-au pus bine la punct, da.